E ziua sporturilor în orașul mașinilor. Frumoasă lovitură, Edna! Auci! Asta o să doară! Oh, nu! Jerry, ce s-a întâmplat? Te-a lovit mingea rău? Nu poți opri? Oh, nu! Bună, prieten! Frumoasă mișcă! Pot să-l împrumut pe Carl pentru un moment? Carl, Jerry și-a pierdut controlul în parc. Cred că se va accidenta. Poți ajuta? Ce părere ai? Așa e, ai nevoie de ceva de teren. Ceva off-road, bineînțeles. Supercamionul a venit să te salveze! Supercamionule, trebuie să-l oprești! Cum îl vei opri pe Jerry? Vei conduce în fața lui și vei frâna? Bună idee! E prea repede! Supercamionule, mai bine ai merge după el! Jerry! Podul e ridicat înainte! Nu poți merge pe acolo! Poftim? Nu poți vira? Supercamionule, fă ceva! Jerry se va lovi de pod! Supercamionule, ce faci? Mergi în direcția greșită! Vei folosi airbag-ul ca să-l prinzi în partea cealaltă? Asta s-ar putea să funcționeze. Da! Jerry, ești bine! Dar roțile tale încă se învârt. Cum îl putem repara? Wow! Văd că ești reparat! Mă bucur că ești bine! Carl, mulțumim că l-ai salvat! Și Walter, mulțumim că l-ai reparat! Chiar dacă a fost un accident! Hei, Jerry! Totul reparat? Păi, luați-o ușor, prieteni!
Bucurați-vă de restul zilei sporturilor! Bună, Penny! Văd că ai găsit o cale foarte interesantă de a goli asta. Ha-ha! Minunat! Excelentă treabă, Carl! Jocul ăsta mi-aduce aminte de Tetris. Știți cum va jocul ăsta? Ups! Nu mă așteptam să se întâmple asta! Trebuie să fii atent, prietene! Cred că cineva e în pericol. Mașinuțe îmbrăcate în răzbunătorii se jucau pe lângă canal. Podul era pe cale să se deschidă și l-a lăsat pe Bob de desubt. Când mașinuțele au decis să sară. Din păcate, nu s-a încheiat cu bine. Și acum, toate mașinuțele sunt blocate pe pontonul pe care îl tracta Bob. Bobby a fost lovit de un ciocan și și-a pierdut cunoștința. Așa e, supercamionule. Trebuie să-i salvăm repede. Aha. Ce este, supercamionul? Oh. Nu poți ajuta de aici? Trebuie să intri în apă? Aha. Și ce vei face acum, supercamionul? Vrei să prinzi mașinuțele în plasă? Mm. Hai să vedem! Să vedem dacă plasa va funcționa! Bună treabă! Mașinuțelor, urmați-l pe supercamion de-a lungul canalului, da? Oh, nu. Magnetul ăsta s-a prins de plasă! Supercamionule, nu putem lăsa mașinuțele să cadă în apă! Nu știu să înoate! Sunteți bine, mașinuțelor? He-he. Se pare că pentru voi e distractiv, nu-i așa? Oh, nu! Spui că dacă nu-l oprim pe Bobby la timp, va aluneca în mare? Asta nu se poate întâmpla! Oh, nu! Nu funcționează! Bobby e prea mare pentru plasa ta, supercamionule! E timpul să folosim ST-3000! O rază telekinetică? Asta este! O poți folosi ca să-l oprești pe Bobby! Bobby e foarte groaznic! Haide, supercamionule! Vrei să-l ajuți pe supercamion? Sunteți răzbunătorii? Dar bineînțeles! Supercamionul e complet epuizat! Bobby, trezește-te! Te îndrepți înspre mare! Da, am reușit împreună! Acum Bobby și supercamionul sunt în siguranță! Supercamionul are dreptate!
Mașinuțele, trebuie să vă gândiți de două ori înainte de a face ceva ca asta. A fost foarte periculos. Trebuie să recunosc, costumele voastre sunt excelente. Sunt impresionat. Bună, Jerry! Hey. Încerci să bați recordul de viteză? Nu contează dacă nu ești rapid, Ben. Sunt o mulțime de alte lucruri pe care le poți face. Vrei să te întreci din nou? Ben, ce e asta? Ai luat energia de la primăria orașului? E periculos? Pune-le jos! Nu poți încetini? Carl, avem o problemă! Ben a furat energie, iar acum nu se poate opri. Trebuie să-l ajuți! Carl, Ben merge mult prea repede. Ce transformare vei alege ca să-l poți prinde? Atenție, supercamionule! Carl, trebuie să-l prinzi orice s-ar întâmpla. Se îndreaptă înspre podul închis. Ben, fii atent! Podul încă nu s-a închis. Carl, folosește instrumentul special, ST-3000. Manime, enato! Un cârlig? E minunat! Ben, nu te panica! Carl te trage ca să nu treci podul încă! Podul e închis oricum. Ai ceva, supercamionule? Atenție! Wow! Miciumu! Capa! Wow, frumoasă aterizare. Ups. Ești în afara oricărui pericol acum, Ben.
Mulțumim, supercamionule! Ai salvat orașul! Bună, micule Rocky! Dar ce tragi acolo? Ai făcut-o pentru ziua tatălui? Ce idee minunată, micule Rocky! Ești atât de creativ! Micule Rocky, motorul tău are o problemă! Uf, Doamne! Micul Rocky a pierdut controlul și nu poate vira! Trebuie să chemăm ajutor! Bună, Carl! Avem o urgență! Micul Rocky făcea un zbor de test, un cadou pentru tatăl său, când dintr-o dată a pierdut controlul și a aterizat de urgență undeva în oraș. Trebuie să-l găsim, să vedem dacă e bine. Ne poți ajuta, Carl? Ce spui, supercamionule? Crezi că îl putem găsi pe micul Rocky cu aceste bucățele de hârtie? Bine gândit, detective! Asta este. Nu mai e hârtie. Uite, supercamionule. Ăsta e bannerul pe care micul Rocky îl trăgea în aer. Dar unde e el? Ce-a fost asta? Uite, supercamionule. E micul Rocky. Super trash. Micule Rocky, cum ai ajuns în tomberonul ăsta? Ai căzut în el când te-ai prăbușit cu bannerul? Trebuie să-l dăm jos de pe stâlpul ăsta, supercamionule. Te poți descurca? E mult prea sus, supercamionule. Avem nevoie de ajutor. Avem nevoie de cineva care să urce acolo și să descâlcească bannerul. Ce instrument voi folosi, supercamionule? Da, asta este, supercamionule. E în direcția greșită, supercamionule! Haide, supercamionule! Hai că poți! Da! Stai liniștit, micule Rocky! Supercamionul te va ajuta să repar bannerul! Păi, Rocky, supercamionul vrea să-ți arate ceva important! Ai răbdare, Rocky! Cu siguranță va merita! În regulă, Rocky! Întoarce-te! Asta este, micule Rocky! Asta e pentru tine, Rocky! E ziua tatălui astăzi!
Cred că ești foarte mândru de fiul tău. Bună treabă, super camionule! Ai salvat situația! Mă întreb, oare ce aventuri ne mai așteaptă în episodul următor?